Presupun că ai ajuns la acest mesaj pentru că recent ai experimentat nașterea din nou. Aceasta este o condiție de bază ca o persoană să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate ajunge acolo. Dacă vrei să afli cum poți să fii născut din nou, atunci ascultă neapărat video acesta în care am explicat cum poți fi născut din nou. Însă dacă de acum ești născut din nou, vrei să știi care sunt următorii pași. Pentru că vrei să-ți trăiești frumos viața de credință, vrei să ai o creștere frumoasă în credință și apoi să intri biruitor în Împărăția Cerurilor. De aceea, ascultă cu multă atenție acest video și apoi grăbește-te să aplici totul ca să poți fi un om nou, să poți trăi o viață frumoasă, să poți trăi o viață biruitoare. Și bineînțeles, aș vrea să le transmit și altora care s-au născut din nou, ca să știe și ei cum să crească, să devină maturi în credință și să nu rămână prunci, cum spune Scriptura. Primul text la care vom merge noi astăzi este din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 2. Aici, după ce în ziua cincizecimii, Apostolul Petru a predicat la o foarte mare mulțime, știți că mulți oameni au crezut în Domnul Iisus Hristos și iată ce spune de la versetul 41. Deci oamenii aceștia au crezut și atunci au fost născuți din nou. Haideți să vedem ce au făcut acești oameni imediat în ziua în care s-au născut din nou, în ziua în care au primit Duhul Sfânt. Zice, cei ce au primit propovăduirea lui Petru au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ați văzut? Primul lucru deosebit de important pe care l-au făcut acești oameni, ei s-au botezat. Deci și tu, dacă te-ai născut din nou, atunci trebuie să te botezi. Trebuie să te botezi prin credință. Botezul nu este valabil atât timp cât nu are la temelie, nu are la bază și nu este motivat de credința celui care a crezut. Scrie Biblia despre famenul etiopian pe care l-a întâlnit Filip în pustie. Și iată, famenul acesta a înțeles Evanghelia și când au ajuns la o apă, famenul l-a întrebat pe Filip, a zis, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a zis, dacă crezi din toată inima, se poate. Deci dacă n-ar fi crezut din toată inima, nu se putea. De aceea și tu, dacă ai fost născut din nou, dacă ai crezut din toată inima în Domnul Iisus Hristos, atunci trebuie să te botezi după porunca Domnului nostru Iisus Hristos prin credință în El. Unde să te botezi? Caut o biserică în localitatea ta. Află unde este o biserică sănătoasă, o biserică de care te poți alepi. Dacă vei asculta cu atenție video recomandat aici, vei afla cum poți, după ce criterii trebuie să alegi o biserică sănătoasă de care să te alepești. De aceea începe să cauți, fă o căutare pe internet, uită-te, poate acum bisericile au informații, au pagini pe Facebook, vezi, fă o căutare să găsești o biserică sănătoasă de care să te alepești. O biserică sănătoasă numai decât vor face următoarele lucruri. Iată, zice, toți oamenii aceștia care s-au botezat, ei, zice, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și asta descrie o biserică sănătoasă. Și astea sunt lucrurile pe care trebuie să le faci tu acum, din moment ce te-ai născut din nou. Deci numai decât trebuie să stărui în învățătura apostolilor. Asta înseamnă să studiezi profund Sfintele Scripturi. Presupun că deja ai citit Biblia, dar dacă nu ai citit o Biblia, este unul din cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci. Începe cu Noul Testament, citește Noul Testament, după aceea citește Vechiul Testament. Pe măsura în care îți apar întrebări, scrii întrebările tale într-un caietel și caută răspuns la întrebările tale aici la noi pe canal. Dacă intri pe site-ul Moldova Creștină și faci căutarea, vei găsi, pentru că începând din anul 2007, zilnic am răspuns la câte o întrebare din Biblie. Așa că îți dai seama câte întrebări, câte răspunsuri sunt acolo. Presupun că întrebarea pe care tu o ai, deja o vei găsi acolo pe canal. Dar dacă nu vei găsi răspuns la întrebarea aceea, trimite un mesaj la adresa pe care o vezi aici sau care este în descriere. Trimite un mesaj și dacă l-avem răspunsul și poate cumva tu nu l-ai găsit, noi te vom ajuta să-l găsești și îți vom trimite link sau vom face un video special sau un short vom face în care vom răspunde, voi răspunde la întrebările tale. Deci, dar asta este deosebit de important și când cauți o biserică în localitatea ta, uite să fie o biserică unde oamenii stăruie în învățătura sănătoasă.
Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci, iată, acolo spune că primii creștini, ei stăruiau în legătura frățească. Și asta, din nou, descrie o biserică sănătoasă. Ce înseamnă aceasta? A stărui în legătura frățească înseamnă să te alipești de o comunitate unde oamenii își slujesc unii altora și tu te alipești nu cu scop ca să fii slujit de ei toți, ci cu scop ca să slujești și tu. Pentru că acolo unde toți se gândesc cum să le slujească altora, acolo este bine, este o atmosferă frumoasă creștinească. Și tu tot așa trebuie să te gândești că ai primit și tu acum daruri duhovnicești. Când ai crezut în Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt ai primit daruri duhovnicești și acum vei dori și tu și trebuie să slujești și tu în Biserica lui Hristos cu darurile tale duhovnicești. De aceea vei căuta și îți vei pune întrebarea să slujești. Începe cu aceea ce este nevoie. Uite acolo în biserica la care mergi tu, vezi care sunt nevoile pe care le poți și tu împlini. Începe cu lucruri elementare. Poate tu poți face curat în biserică. Poate poți merge să distribui invitații la casele din vecinătate. Poate mergi să distribui ziarul, cum ar fi la noi la Moldova, la Biserica Bunăvestirea. Multe, multe slujiri sunt acolo. Apropie-te de pastor și întreabă, după ce te vei apropia de pastor și vei spune că vrei să te botezi, numai decât că pastorul te va înscrie într-un grup pentru cateheză. Cateheză înseamnă un curs elementar de credință creștină pe care trebuie să-l înveți înainte ca să fii botezat. Alt lucru în care numai decât vei dori să stărui este înfrângerea pâinii. Ce înseamnă aceasta? Domnul Iisus Hristos, cred că ai citit și știi deja că Domnul Iisus în seara aceea, înainte ca să fie prins, el a avut o cină de taină, unde el a așezat nou legământ și a așezat semnul legământului. Și semnul legământului mai este numit cina aceea de taină sau cina Domnului sau frângerea pâinii. Și creștinii, primii creștini stăruiau în aceasta. De ce a lăsat Domnul Iisus Hristos ca să facem lucrul acesta? Este pentru ca să ne cercetăm în credință, să ne facem un audit spiritual, personal, continuu. Creștinii evanghelici, cei mai mulți, o fac o dată în lună. Iată la Biserica Bunăvestirii aici în Chișinău și cam la toate bisericile baptiste sau pentecostale sau creștini după, nu, creștinii după Evanghelie îmi pare că fac în fiecare duminică, dar cele mai multe biserici fac în prima duminică a lunii. Ei, este foarte important ca și tu să te botezi și după ce te vei boteza, vei deveni membru al bisericii și atunci vei lua parte la cina Domnului. A stărui în frângerea pâinii înseamnă să te cercetezi, totdeauna să te cercetezi personal cum trăiești tu în raport cu noul legământ în care ai intrat și pe care îl cercetezi și pe care îl cunoști și vrei continuu să-l cunoști mai mult, vei vedea cum să trăiești. Și acolo unde nu este bine, când Duhul Sfânt îți arată că ceva nu ai procedat corect, n-ai făcut bine, numai decât te vei grăbi totdeauna să repari lucrurile, să le îndrepți, ca să ai totdeauna o trăire frumoasă înaintea lui Dumnezeu. A cincea acțiune pe care o făceau primii creștini acolo spune că ei stăruiau în rugăciuni. Și tu tot așa, trebuie să înveți să ai o viață de rugăciune. Aici pe canalul nostru sunt mai multe video despre rugăciune, să le cauți aici, dar a stărui în rugăciune înseamnă că să ai timpul tău personal de rugăciune. În fiecare zi să-ți pui deoparte un timp personal, când mergi într-un loc intim unde tu te rogi, trebuie să înveți disciplina aceasta a rugăciunii, dar de asemenea să fii nelipsit și de la rugăciunea comună pe care o are biserica de care te vei alipi. Scrie mai departe aici la fapte că fiecare din primii creștini asta făceau. Deci ei s-au botezat și apoi ei stăruiau, sau perseverau, insistau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și fiecare din ei era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște, își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Nu vreau să te sperii, că unii poate s-au speriat că va trebui să-și vândă toate averile deodată. Nu, vreau să-ți spun și primii creștini nu le-au cerut apostolii să facă aceasta. Niciodată, nici Domnul Iisus, nici apostolii n-au cerut ca toți creștinii trebuie să-și vândă toate averile, toate să le aibă în comun. Nu. Asta tocmai era o manifestare a maturității spirituale pe care o aveau acești creștini, pentru că ei până acolo stăruiau în legătura frățească, încât totdeauna gândurile lor erau pentru alții, pentru binele altora. Și iată, așa procedau ei. Și așa vrea Dumnezeu să gândim fiecare din noi.
Zice mai departe, toți oamenii aceștia erau nelipsiți de la templu și asta este a șasea acțiune foarte importantă sau prioritară pe care trebuie să o înveți tu ca și om născut din nou. A fi nelipsit de la serviciile divine. Ei acolo se adunau la templu, în curtea templului ei aveau serviciile divine ale bisericii și zice, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau până acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. La biserica de care te vei alipi sau dacă vei veni la Biserica Bunăvestirii aici în Chișinău sau altă biserică pe care am plantat-o noi în Moldova sau în alte țări, atunci numai decât vei afla un orar, un grafic al închinărilor pe care le avem noi și dă-ți și tu silințele ca să fii totdeauna la închinare cu întreaga biserică, la ora de rugăciune, că așa făceau primii creștini, zice, ei erau nelipsiți de la templu, frângeau până acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă și ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Când se referă la lăudau pe Dumnezeu, se referă și la aceea că oamenii aceștia cântau cântări de laudă. Acum, ca și un om născut din nou, trebuie să înveți și tu cântări de laudă. Și nu contează că ai cântat înainte sau n-ai cântat, că ai auz muzical sau nu ai auz, că cânți la anumite instrumente sau nu. Este un lucru important pe care trebuie să-l învețe toți creștinii, să-i aducă laude lui Dumnezeu, să-i cânte cântări de laudă, continuu suntem îndemnați în Sfintele Scripturi și atunci tu trebuie să înveți și tu. Și mergând la biserică, foarte ușor vei învăța, ceilalți creștini te vor învăța și să cânți și tu, să te închini cu ceilalți creștini. Iată, aceste 7 lucruri sunt deosebit de importante pe care trebuie să le faci și vreau să le mai recapitulez odată. Deci primul este să te botezi, caută biserică. Toate lucrurile acestea le vei face în biserica pe care o vei găsi. Deci să te botezi prin credință. 2. Să stărui în învățătura apostolilor. 3. Să stărui în legătura frățească. 4. Să stărui în frângerea pâinii. 5. Să stărui în rugăciuni. Apoi, de asemenea, 6. Să fii nelipsit de la templu și să fii nelipsit de la serviciile divine și 7. Să-L lauzi pe Dumnezeu și tu împreună cu toți sfinții. Dumnezeu să te ajute să faci aceasta. Iată, Domnul Iisus le-a spus odată oamenilor care au crezut în El. Au zis, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Vezi? Este o condiție. Dacă vrei să fii un adevărat ucenic al Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie să rămâi în cuvântul Lui. Să cunoști cuvântul Lui și să te grăbești să împlinești tot ceea ce spune Domnul Iisus în cuvântul Lui. La epistola a doua, a întâia, a lui Petru, scrie astfel, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire, în care trăiesc oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și zice, ca niște prunci născuți de curând. Iată, tu acum ești un prunc născut de curând duhovnicește. Ca niște prunci născuți de curând, zice, să doriți laptele duhovnicesc și ești o figură de stil pentru învățătura din Sfintele Scripturi. Zice, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el, prin laptele acesta, prin învățătura din Sfintele Scripturi, să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat într-adevăr că bun este Domnul. Și eu cred că ai gustat și ești deplin convins despre relația pe care o ai acum cu Dumnezeu. Deci, dragul meu, caută o biserică în localitatea ta. Ascultă mesajul meu în care te sfătuiesc cum să găsești o biserică, spune pastorului că dorești să te botezi după porunca Domnului nostru Iisus Hristos și începe chiar azi să studiezi Sfânta Scriptură. Dacă nu știi cum să studiezi, atunci comandă cartea Doamne învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile. Este un curs de studiu biblic care numai decât îl vei găsi la Biserica Bunăvestirea când vei veni, apropie-te de noi sau apropie-te de Sora Aurica, dar în curând vom avea librărie creștină la Biserica Bunăvestirea și vei putea găsi nu doar acesta, dar multe alte materiale care te vor ajuta să studiezi Scripturile. De asemenea, poți comanda cartea aceasta online și multe alte manuale de studiu biblic le poți comanda online. Vino să te alipești la un grup de studiu biblic online. Iată, noi la Biserica Bunăvestirea facem studiu biblic și online în fiecare zi de miercuri și avem oameni din lumea întreagă care se conectează. Tot așa poți să te conectezi și tu să studiezi Biblia împreună cu noi și poți să te alipești chiar și un grup unde vei fi învățat pas cu pas cum să studiezi Biblia.
Nu în ultimul rând, vreau să te invit, dacă nu ești cumva abonat la canalul acesta, atunci abonează-te aici la acest canal, alipește-te de comunitatea aceasta de oameni care vor să cunoască învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum a fost lăsată în Sfintele Scripturi, și vor să aibă o creștere sănătoasă duhovnicească. Rămâi conectat aici, urmărește video, materialele care sunt publicate aici și așa vei avea și tu o creștere frumoasă în credință, ca să fii totdeauna fericit, împlinit, să fii un om matur, să trăiești la toată capacitatea viața de creștin aici pe pământ și apoi să intre în împărăția cerurilor bucuros, să ai roade bogate care să rămână pentru viața veșnică. Dumnezeu să te binecuvânteze!